Am și un mesaj pentru toți românii. Distribuie și tu, ca să ajungă la urechile tuturor această piesă. Este trist ce se întâmplă cu România. Cu toții am ajuns undeva departe, dar din păcate undeva departe în spate. Vă pleacă copiii afară în țări străine, parlamentarii se îmbogățesc din zi în zi, se plimbă în limuzine, iar voi răbdați de foame. Veți ajunge să mâncați până și din tomberoane. E tristul adevăr, îmi pare rău că-l spun, eu nu mai mă mândresc de mult că sunt român. Patriotismul s-a dus de mult și știi că în România suntem în iad, deși suntem vii. Colectiv a scos pe mulți afară din casă, din păcate ați luat încă o dată plasă. Ați fost mințiți, manevrați, manipulați, ați comis-o rău, acum stați și îndurați. Veți primi taxe după taxe în fiecare zi, nu vă gândiți deloc la-i voștri copii. Suntem sclavi la noi în țară, pentru trai decent trebuie să plecăm afară. Copiii de dorul părinților se simt ucid acasă, parlamentarii râd, nu le pasă. Suntem sclavi la noi în țară, pentru trai decent trebuie să plecăm afară. Copiii de dorul părinților se simt ucid acasă, parlamentarii râd, nu le pasă. E România, e țara noastră, germanul cu ungurul să se duc la ei acasă. Mai vrem ca parlamentul să dispară de tot, cu toții vrem să fim conduși de un român patriot. Cu ăștia nu putem să ne mândrim, ar trebui să mergem cu toții să-i ciuruim. Că ei nu se gândesc deloc, frate, la noi, când se duc la TV ne spun că sunt eroi. Suntem sclavi la noi în țară, pentru trai decent trebuie să plecăm afară. Copiii de dorul părinților se simt ucid acasă, parlamentarii râd, nu le pasă. Suntem sclavi la noi în țară, pentru trai decent trebuie să plecăm afară. Copiii de dorul părinților se simt ucid acasă, parlamentarii râd, nu le pasă.